numele Domnului Hristos și spre slava sa, deschidem serviciul divin în cadrul orei misionare cu cântarea Hristos, cheamă ajutoare la lucru în al său câmp. 451. Care locuiești în ceruri. Iată biserica ta din locul acesta, stă plecată înaintea ta. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că putem fi la oaltă în locul acesta, unde chemăm numele Tău. Te rog, binecuvântează prezența noastră aici. Te rog, binecuvântează tot ce se va spune în locul acesta, în ora aceasta. Te rog, Tatăl nostru, ajută-ne ca să ne dăm seama bine de timpurile care le trăim, să ne dăm seama de mandatul pe care Tu ne l-ai dat și să fim lucrători împreună cu Tine pentru ca Evanghelia împărăției tale să ajungă la orice om. Cerem ajutor de la tine în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim pentru bunătatea ta. Amin. Amin.
Pacea Domnului. Deci, mi s-a comunicat să prezint încă o dată anunțul. Sora Lăcrămioara Felea este din Sagunto, la biserica din localitatea Sagunto. Și fratele Constantin Pescariu este de aici, din Castelion. Bun, și aș dori să încep minutele care mi s-au acordat pentru această după-amiază de meditație cu un text din Proverbe, capitolul 11, și aș dori să deschideți împreună cu mine, dacă aveți Biblia la dumneavoastră. Capitolul 11, versetul 25. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Amin. Aș dori ca acest text să fie, pentru minutele acestea ale mele, să fie un text de bază și de pornire, pentru că știm că trăim în ultimile timpuri ale acestui pământ și trăim timpuri pe care, pentru noi ca biserică, sunt foarte prețioase. Și dacă în aceste momente, dacă nu punem osul la treabă, cum s-ar spune, în viitor vom avea de pierdut. Am găsit zilele trecute, citeam o relatare care mi-a atras atenția. Și anume, un model de succes de evangelizare. Un cetățean povestește că într-o zi se plimba pe un trotuar. Din fața lui venea un cerșetor. Acesta îi zâmbi larg, apoi intră în vorbă cu cetățeanul. Frumoasă zi astăzi, nu? La comentariul acesta inofensiv, cetățeanul răspunse: da, așa este. Apoi urmă din nou cerșetorul: sper că echipa de fotbal să nu se mai plângă de vreme astăzi și să câștige meciul. Mai ales că joacă acasă. Aha, un pasionat de fotbal. Chiar dacă probabil că nu a fost recent la un meci de fotbal, pentru că nu și-a permis. Domnule, întrebă cerșetorul, nu ai cumva să-mi schimb 4 bucăți de 25 de cenți cu un dolar de hârtie? Cetățeanul se scormoni prin buzunare și găsi o bagnotă de un dolar pe care o dădu cerșetorului, de la care luă în schimb cele 4 monezi de 25 de cenți. Apoi urmă o altă întrebare a cercetătorului. Nu în plus pe acolo prin buzunarul dumitale niciunul din acei 25 de cenți ce ai ca să-mi dai și mie de pomană? Apoi acesta se scormoni prin buzunar, se căută, întinse cercetătorului. Și privind din nou zâmbind către acesta, îi dă două monedă de 25 de cenți, după care cei doi se salutară și fiecare plecară în drumul lui. V-ați gândit la modelul acesta de evangelizare? Este un model de evangelizare sau nu? Am auzit nu prin sală. De ce nu poate să fie un model de evanghelizare? Dar presupunem că nu este banul cel principal. Gândiți-vă la ce a zis cerșetorul. Cerșetorul a zis: frumoasă zi. Pentru a se deschide către cetățean. Și în același timp să primească pe lângă acei 25 de cenți, bagnota de un dolar, să primească și ceva în plus, nu? După ce că i-a schimbat bagnota de un dolar, a mai primit și 25 de cenți. Acest lucru se poate face chiar și ca o tehnică. Și mai jos pot să vă spun explicarea tehnicii. Numărul 1. Intrare în discuții inofensive despre vreme sau altceva de tipul acesta. Punctul 2. Aprofundarea relației prin apelare la ceva comun, la o pasiune, sportul sau ceva asemănător.
3. O cerere a unui serviciu care probabil l-a avantajat pe cetățeni. Pentru că l-a avantajat, i-a schimbat hârtia de un dolar în monede de 25 de cenți. Pentru plata parcării sau cumpărarea unui refresco. 4. O cerere ce acum, după stabilirea unei relații, fie ea și de scurtă durată, nu mai poate fi refuzată. Oricum, nu cu ușurință sau fără regrete. Odată ce acest pas a fost făcut, vedem că cercetătorul și-a permis chiar să-și ceară în plus ceva. Acest lucru putem să-l facem și noi. Dacă intrăm cu colegii noștri în vorbă, ca un simplu credincios, prietenii noștri sau cunoscuții noștri, nu putem să îi spunem din prima, să-l întrebăm, tu de ce religie ești? Auzi, păi știi, n-ai voie să faci lucrul ăla. Ca automat el încearcă să schimbe foaia și să ia o distanță cu tine. Prima dată să te introduci în lumea lui, ușor, ușor, așa cum făcea Domnul nostru Iisus Hristos, până când îi aducem pe făgașul în care noi putem să cerem de la ei, poți să vii cu mine la adunare? Poți să vii cu mine la o evangelizare? Sau poți să vii cu mine la un studiu biblic? Uite, se ține la mine acasă un studiu, poți să vii? Suntem în timpul de zguduire, timp în care orice lucru care poate fi zguduit, va fi zguduit din plin. Domnul nu-i va scuza pe aceia care cunosc adevărul, dacă prin cuvânt și fapte nu vor păzi părinții lui. Dacă nu depunem eforturi pentru a câștiga suflete la Hristos, vom da socoteală pentru lucrarea pe care am fi putut să o facem. Dar nu am făcut-o din cauza indolenței noastre spirituale. Cei care aparțin împărăției Domnului trebuie să lucreze cu seriozitate pentru salvarea de suflete. Ei trebuie să-și facă partea înălțând legea și susținând-o în mijlocul ucenicilor. Un om nu este cu adevărat convertit câtă vreme în inima lui nu s-a născut dorința de a face cunoscut și altora ce prieten a găsit el în Isus. Adevărul care mântuiește și sfințește nu poate fi ascuns în inimă. Amin. Și aș dori ca o experiență, pentru că așa este în program, să spun o experiență. Eram la locul de muncă și un columbian vine la mine și spune: Victor, tu știu că ești cumva cu biserica, ai legătură cu biserica. Ai ceva pentru soacra mea? Uite, vine soacra mea din Columbia și aș dori să-i dau ceva aici, în Spania, pentru că eu nu am absolut nimic. Zic, da, cum să nu? I-am dat Calea către Hristos, i-am dat două DVD-uri, la care merge acasă, a doua zi se întâlnește cu mine, auzi, este super, super frumos, chiar și eu alături de ea m-am uitat și mi s-a părut ceva. Mai ceva? Mai poți să-mi dai ceva? Pentru că va pleca în curând și vrea să ia și să meargă și în sătucul care stă, să mai dea pe la cei care, la care o vor vizita. Da, cum să nu? Vă spun sincer că atât de mult mi-a cerut acest băiat cu soacra lui, pentru în acele momente, în acea săptămână cât a stat, aproape că am făcut o plasă de cărți și de DVD-uri, nu mai puteam, deci nu mai aveam de unde să mai fac rost. Și vă spun că cu mâna pe inimă mi-a părut așa de bine că literatura de aici, de la noi, face legătura cu alte țări. Pentru că ei mi-a zis, Victor, la noi suntem săraci în așa ceva. Nu avem de unde să facem rost și biserica noastră nu are bani ca să tragă cărți la Serug sau să copieze DVD-uri așa cum faceți voi aici. Vă mulțumesc mult de tot, mi-a spus. Vă mulțumesc pentru că, fiind aceste lucruri care le aveți voi pe aici, e ceva care noi nu putem să le avem niciodată în partea cealaltă. Vă mulțumesc mult pentru eforturile dumneavoastră acolo care le-ați făcut, pentru lucrarea misionară. Vă mulțumesc pentru că ne aveți în rugăciunile dumneavoastră ca întărire și vă rugăm să ne aveți în continuare, pentru că avem nevoie de dumneavoastră și de rugăciunile dumneavoastră. Domnul să ne ajute. Amin. Am cântat cântarea Iată-mă, iată-mă, spre ta lucrare vesel și voios. Așa e? Mi-amintesc acum de o cântare de cor care spune: de ne-ar chema azi Domnul, cum oare n-am venit? Și dacă ne-ar trimite, de ce am zăbovit? Mai scumpă decât viața ne e porunca sa.
Vorbește Domnul, iară, smeriți, vom asculta. Oare așa e? Dar nu aceasta este subiectul din această după-amiază. Să vorbim despre unul dintre cele mai eficiente instrumente ale Dumnezeu, care să pregătească lumea pentru întâlnirea cu El. Și aceasta este lucrarea cu publicațiile. În cartea Evanghelizare prin literatură spune: revistele și cărțile sunt mijloacele ale Domnului pentru a păstra continuu solia înaintea oamenilor. Ele vor face o lucrare cu mult mai mare decât cea care poate fi îndeplinită prin propovăduirea cuvântului. De ce pagina tipărită sau cartea are atâta succes? Ne-am întrebat vreodată. Deși este martor tăcut, ea spune iar și iar același lucru. Cititorul o poate da la o parte cu dezgust, iar când o ia din nou, solia este aceeași. Cititorul care găsește adevărul prin intermediul unei cărți are sentimentul că l-a descoperit el singur și că a fost ideea lui. Ținând cont de spiritul de independență al omului, cartea este un factor vital, deoarece la mintea unora nu se va putea ajunge nici într-un alt mod. Cartea poate pătrunde acolo unde nici un misionar nu poate. Nu are nevoie de întreținere, nu se îmbolnăvește niciodată, nu are nevoie de concediu sau bilete scumpe de călătorie, nu solicită peste măsură bugetul unei societăți misionare. Când o încredințezi unei persoane pentru a fi citită, își face lucrarea singură. În momente de liniște, îi se acordă o atenție deplină. Cartea este modul cel mai economic și mai durabil de a răspândi solia lui Dumnezeu. Când am citit aceste cuvinte, m-am gândit, parcă multe nu le știu. Am atâția ani de credință, dar nu m-am gândit că o carte poate face așa minuni în viața cuiva. Am și eu experiență cu o carte sau mai multe cărți. Nu cred că sunt singura care am experiență, dar negăsindu-se nimeni, am zis, merg eu să spun experiența mea. Lucrez la un bloc unde jos există o porterie. Și la porterie știți că portera este foarte, are foarte mult timp liber la dispoziție. Și văzând așa cu mult timp liber, i-am zis, o doamnă româncă, i-am zis, după ce m-am împrietenit cu ea, ea a venit mai târziu decât mine cu mult, cu, are un an de când a venit, și i-am zis, nu vrei și tu o carte, că uite, așa, ai timp destul aici. Și ea mi-a zis, da, dă-mi. Am zis, ce carte să-i dau? Îi dau o carte cu experiențe din viața unor bărbați ai credinței. Și i-am dat cartea Salvador, i-am dat, nu mai țin minte pe rând, dar i-am dat multe cărți cu experiențe din viața multor misionari. Sau cei care și-au scris experiențele lor în cărți. Și la urmă nu mai aveam ce să-i dau. Pentru că le citeam, două, trei zile termina o carte. Am zis, hai să-i dau Tragedia Veacurilor. I-am zis întâi despre ce e vorba, zic, este o carte care tratează marea luptă între Hristos și Satana în decursul veacurilor, este o istorie care cuprinde. Și ea mi-a zis, da, m-ar interesa și asta. Am zis, bine, asta o va avea poate pentru vreo săptămână sau, nu o săptămână, o lună, am zis, ce vă gândiți, într-o săptămână sau în 10 zile a citit-o și pe asta. I-am mai dat Hristos Lumina Lumii și aceea, cam în câteva zile a terminat-o. I-am dat Profeți și Regi, Patriarhi și Profeți și la urmă nu mai știam ce să-i dau. Deci îi dădeam deja cărțile din Straja Dimineții, din anii trecuți, lecțiunile care le-am studiat, am zis să nu le arunc, îi le dau ei să văd dacă le primești. Și a zis, da, cu mare plăcere. Și la urma urmei a ajuns să aibă un vocabular exact ca al nostru, de adventiști. Deci să-mi spună despre porunci, despre așa, când i-am dat cartea Un pod peste timp, care tratează foarte bine subiectul sabatului, mi-a zis, acum sunt convinsă. Știu că sâmbătă este deținut
Și mă rog Domnului să mă ajute să-mi rezolv niște probleme și cu ajutorul Lui voi veni și eu la biserică. A venit într-o seară, în timpul săptămânii de rugăciune, a zis, vai, dar la voi aici sunt toți niște profesori, zice, toți de la Ambon, de acolo, toți studiază, ceva școli, au, zic, nu, zic, oameni de rând, care a impresionat-o foarte mult, a zis că va mai veni, vă rog să vă rugați pentru ea, se numește Monica, am spus și la grupul misionar și la grupul de surori și mai am o experiență cu tot o prietenă de-a mea, care mi-am făcut o prietenă, lucrează de noapte la o bătrână, așteptând pe bancă să intre la ora 9, o văd într-o seară, zic, tu ce faci aici, Rele? Dar ea zice, uite, aștept să intru la bătrâna mea. Zic, noi avea dorința să citești o carte, că văd că stai degeaba. Și ea zice, da, eu am citit multe de la cărți, mi-au dat în parc, niște fete, niște băieți, dar dacă tu ai ceva deosebit, dă-mi-o. I-am dat cartea fratelui Lucian Cristescu, Începe să trăiești. Ei, să vă spun, cartea aia a ajuns deja, cred că, în a 10-a mână de la ea. A recomandat-o din mână în mână, a zis, este prea prețioasă ca să o las deoparte. I-am dat-o și fratelui meu și a zis, extraordinar, zice, așa ceva, n-am auzit, zice, mai are cărți din astea așa importante. I-a mai dat și alte cărți și este în studiu acum, a cărților celorlalte, și mulțumesc Domnului că... lucrarea aceasta, și doresc ca lucrarea aceasta să aibă succes în viața acestor două persoane și altora care... Aș vrea să mă apropii de încheiere cu două strofe dintr-o poezie care pe mine m-au... Bine, poezia are mai multe strofe, dar ca să fiu mai scurtă, spun doar două. Nevoia de acum nu-i de benzină ori de pâine, ci de ferestre larg deschise către stradă, de oameni buni, șezând la porți de inimi nestrăine, de braț prieten celui care stă să cadă. Ieșiți din voi, rămâneți toată noaptea la ferestre, turnați ulei destul în candele spre afară, să fim lumină pe cărările terestre, măcar în dreptul casei noastre, nimeni să nu piară. Amin. Salut cu pacea Domnului pe toți și vă zic fiți bineveniți la ora misionară a bisericii. Poate dacă ora aceasta are o menire este aceea de a ne aduce și de a ne readuce aminte de chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să vă spun dintr-un început că nu există un noi și un voi. Că nu există misionari și nemisionari. În biserica aceasta, toții, cu toții, indiferent cine și oricare, într-un fel sau altul, suntem niște misionari. Că nu suntem și nu sunt toți evangheliști, nu suntem. Pentru că nu toți au primit darul acesta, dar toți suntem niște mărturisitori ai Domnului Iisus Hristos. Mi-aduc aminte că noi avem un mandat din partea lui Dumnezeu și că nu suntem aici la voia întâmplării. Că nu degeaba trăim în vremea aceasta. Și Dumnezeu ne-a chemat cu un anume scop. Și că nu suntem credincioși, Dumnezeu nu ne-a încredințat comoara aceasta pentru ca să o păstrăm pentru noi înșine, ci ca să fie lumină pentru lumea aceasta. Mi-aduc aminte și este în cuvântul Scripturii un pasaj, un text în care Pavel, apostolul, vorbește despre chemarea lui. Și mi-aș permite să fac o mică modificare și să pun la plural. Și dacă ar fi să citim din Fapte 26 cu 17 și 18, ar spune așa la plural. V-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care vă trimit, ca să le deschideți ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Acesta era mandatul lui Pavel și
acesta este mandatul nostru. Îl avem, Dumnezeu ni l-a încredințat și este atât de frumos să știm că mandatul acesta și că au fost oameni care și-au împlinit mandatul acesta și că solia aceasta a ajuns până la noi. Dacă ar fi să facem o retrospectivă istorică și să ne gândim la mișcarea adventistă, la mișcarea milerită din care se naște Biserica Adventistă, și că la un moment dat era o grupă mică, restrânsă, foarte restrânsă, câțiva oameni care și-au zis, nu se poate, unde eram greșit. Solia aceasta n-a fost degeaba, lucrarea aceasta n-a fost degeaba. Trebuie să fie undeva ceva. Și-au cercetat, s-au rugat lui Dumnezeu și-au descoperit. Și de la câțiva oameni, o grupă restrânsă, oamenii aceștia mânați de dragostea de oameni și de dragostea de Dumnezeu, au reușit să răspundească solia aceasta în toată lumea. Și de la ei ștafeta aceasta a preluat-o alții și alții și alții. Și solia aceasta n-a încetat să se predice, n-a încetat să meargă la oameni. Și a ajuns și până în satul meu și a ajuns în satul dumneavoastră, a ajuns până la dumneavoastră acasă, nu? Într-o carte sau într-un cuvânt, într-un gest frumos. Solia aceasta s-a răspândit și în Scriptură găsim de multe ori imaginea aceasta frumoasă, imaginea din agricultură, a omului care seamănă. Nu? Și Domnul Hristos folosește imaginea acestea atât de simple și atât de ușor de înțeles pentru noi, nu? Zice, iată, semănătorul a ieșit să semene, în altă parte, zice, cineva a luat o sămânță de muștar și a pus-o în pământ, nu? Și pământ, sămânța aceea a crescut, s-a făcut mare. În Scriptură găsim noțiunea aceasta de ploaie timpurie și ploaie târzie, care are de-a face cu procesul acesta de lucrare a pământului, nu? Și folosim paralela aceasta ca să descriem lucrarea lui Dumnezeu. Și îmi place ce spune Iacov în altă parte, vorbind în contextul așteptării venirii Domnului Iisus Hristos. Zice, fiți la rând de lung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și ploaie târzie. Fraților, ca ploaia să fie de folos țăranului, plugarului, este ca el mai întâi să fi pus ceva în pământ, să fi lucrat pământul. Pentru că dacă Dumnezeu dă ploaie peste grădina ta și peste holda ta și tu n-ai pus nimic acolo, singurul lucru care va fi favorizat este să crească buruienile frumoase. Dar dacă tu ai lucrat pământul acela și ai pus acolo sămânță bună, Dumnezeu va da ploaie timpurie și ploaie târzie, va crește ceva frumos, va crește ceva folositor și bun. De aceea, chemarea aceasta este și pentru noi. Să semănăm. Și eu sunt convins că în mod individual, fiecare dintre noi am semănat și continuăm să semănăm. Sămânță bună, din cuvântul lui Dumnezeu. Din fapte bune, din gesturi frumoase, din cuvinte de încurajare și cuvinte frumoase. Toate acestea sunt niște semințe bune care încurajează pe oameni. Și nu ne vom da seama de adevărata dimensiune a ceea ce am făcut și facem pentru cauza lui Dumnezeu decât atunci când va veni Domnul Iisus Hristos în împărăția sa. Și atunci se va vedea adevărata dimensiune a ceea ce am făcut și facem. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim buni semănători. Așa să mi-aduc aminte de fetița mea. Acum, vine cam supărat acasă și zice, îl întreb, ce-i Lorena? Zice, i-am zis lui Monica. Monica este prietena ei chinezoaică, colegă de clasă, și zice, i-am zis lui Monica să vină cu mine la adunare. Și ce i-am zis, zice, că merge să întrebe pe maică sa dacă o lasă. Și zice, maică-sa a zis că nu o lasă. Și zice, păi eu sunt supărat, zice, pentru că dacă ar fi venit cu mine la adunare, zice, așa ar putea să cunoască și ea despre Domnul Iisus Hristos și în felul acesta ar cunoaște și mama ei și tata ei. Gândiți-vă, copil de 7 ani, să ai astfel de preocupări. Și nu pentru că i-am spus eu, cu siguranță că i-am învățat și la școală de sabat și
Sunt convins că copiii noștri, aceștia mici pe care îi vedem pe aici, de multe ori au preocupările acestea. Și se preocupă ca și alții să cunoască despre Domnul Iisus Hristos. Și a fost tristă și probabil că dacă ne-am întristat și noi de multe ori cu oamenii, nu... Sau dacă ne-am întristat că nu facem suficient, probabil că ne-am gândit să facem mai mult puțin. Și probabil că ar fi vremea să ne gândim să facem în mod organizat, în mod individual. Avem o responsabilitate individuală, dar avem și o responsabilitate colectivă. Și eu cred că biserica aceasta are un potențial enorm uman. Aici sunt atâția tineri și sunt mulți dintre ei care sunt aici, care s-au format cu băncile acestor școli. Pentru ei nu este atunci un fel de problemă să poartă un dialog în limba spaniolă și chiar și în limba valenciană, cei mai mulți. Deci pentru ei nu este o problemă. Toți aceștia, biserica aceasta are un mare potențial. Și v-aș invita pe toți, pentru că eu cred că toți avem potențial, să ne unim și să reprezentăm cauza lui Dumnezeu și să ducem această solie. Nu la întâmplare suntem aici, nu la întâmplare Dumnezeu ne-a chemat aici, ne-a ales din mijlocul neamurilor la care ne și trimite, nu? Și dacă suntem aici, avem un mandat. Și Dumnezeu să ne ajute să folosim potențialul și toți talanții acestea care Dumnezeu ne-a dat, să-i punem la lucru și să vedem cum ne vom bucura că cresc. Mulțumim lui Dumnezeu și cu siguranță că Dumnezeu va binecuvânta biserica noastră, va binecuvânta poporul tânăr și pe fiecare persoană dintre noi. Va așeza în noi această dorință de a lucra pentru Dumnezeu, indiferent printr-o carte, așa cum am auzit aceste frumoase experiențe. Mulțumim sorei Violeta, Victor și Petrică, cei care sunt dedicați cu trup și suflet în această lucrare. Și de asemenea, prin intermediul internetului, cei care avem acces și... Așa cum a spus fratele Petrică, putem să vorbim limba spaniolă foarte bine sau chiar valenciană sau engleză. Putem să comunicăm, să trimitem oamenilor un studiu biblic, să trimitem un seminariu și în acest scop v-aș invita pe toți cei prezenți să apelați la fratele pastor, la noi chiar, să trimiteți un bilețel dacă vreți studii biblice, seminarii, aveți pe cineva un prieten, pe cineva cunoscut, care doriți să împărtășiți un studiu biblic împreună cu rugăciune, și cu foarte mare apropiere de persoanele respective, vă rugăm să insistați și să ne contactați ca să puteți să beneficiați de aceste studii biblice, atât de la fratele pastor, cât de la cei care suntem responsabili în departamentul misionar și astfel putem să facem lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. Invităm acum fanfara și, în mod special, pe fratele Nelu să conducă biserica cu fanfara și intonând cântarea Seamănă sămânța. Rugăm pe cei de la megafonie să afișeze cântarea pe ecrane, iar atunci când fratele Nelu va dirija biserica, să cântăm împreună cu ei.
Aș dori că în această spumoasă să vă salut și eu cu pacea Domnului. Am aflat până acum câte minuni poate să facă Dumnezeu atunci când ne pune la dispoziția Lui. Am văzut cum o carte poate să facă ca un suflet să-L primească pe Dumnezeu. Aș dori să merg un pic mai departe, dar înainte aș dori să deschideți Biblia împreună cu mine la Matei, capitolul 13. Îi mulțumesc lui Petre că, fără să-și dea seama, a făcut cam o introducere la ceea ce vroiam să spun eu. Iar de la versetul 3 ne spune: El a vorbit mai multe lucruri în pilde și le-a zis: Iată, sămănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut în locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au unecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Pilda semănătorului ne vorbește despre răspândirea seminței și despre categoriile care intră în contact cu Evanghelia. Cei care fac lucrarea misionară știu întotdeauna și sunt conștienți de lucrul acesta, că nu toți cei care, cu care intri în contact sunt atât de binevoitori să primească o carte. Nu toți cei pe care îi inviți la un studiu biblic sunt atât de doritori să studieze Biblia și nu pe toți aceia care îi inviți la biserică doresc să vină la biserică. Nu toți pe cei care îi inviți să cunoască adevărul doresc să-l și cunoască. Dar pentru aceasta nu vom înceta să nu-i căutăm pe cei pe care doresc și sunt însetați după adevăr. Dacă semănătorul ar ști că anul viitor ar fi un an secetos, poate s-ar gândi să nu semene. Dacă ar ști că este un an bogat, poate s-ar gândi să semene mai mult. Poate dacă Dumnezeu ar fi gândit în felul acesta că doar o mică mulțime îl vor primi, poate s-ar fi gândit, nu are rost să sacrific atât. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru că s-a gândit pentru la cei puțini care doresc să-L primească, la cei puțini care doresc să schimbe viața și a venit să ne salveze. De aceea, în ciuda faptului că poate se seamănă mult și să recoltează puțin, aș dori să vă invit să nu vă pierdeți speranțele și să nu vă pierdeți elanul. Datoria noastră este să semănăm, nu este datoria noastră să secerăm. Secerișul va face Dumnezeu și datoria noastră este doar să semănăm. Aș dori să vă întreb, ați fi dispus să faceți o investiție de 1000 de euro dacă știți că o persoană s-ar boteza? Poate alții ați spune da, poate alții spuneți nu. Și aș dori să vă spun despre un lucru care mi s-a întâmplat mie. Mă aflam în 2008 în Ecuador și după ce am ajuns, fratele pastor îmi spune: nu vrei să participi la un proiect de misiunea globală? Și au spus: cu cea mai mare plăcere, aș dori să mă implic în acest proiect. Și el îmi spune: aș dori ca să conduci tu, să organizezi și să conduci o campanie de evangelizare. Și eu îmi spun: spune-mi biserica în care se va face acest proiect. Și el îmi spune: nu este o biserică, ci este o zonă albă. Întotdeauna când te duci într-o zonă albă, greutățile sunt mai mari. De ce? Pentru că acolo nu cunoaște nimeni Evanghelia, pentru că acolo încă nimeni nu a intrat, pentru că acolo oamenii nu au o idee despre Biserica Adventistă și nu o cunosc. Atunci când faci o campanie de evangelizare într-o biserică, oamenii deja din acea biserică au lucrat, au dat studii biblice, iar prietenii lor au intrat în contact cu Evanghelia și este foarte ușor ca să-i chem la biserică, la o campanie de evangelizare. Dar atunci când trebuie să mergi într-un loc nou, investiția este foarte mare și, în general, o campanie de evangelizare se pregătește aproximativ între 3 și 6 luni. Pentru că eu nu puteam să stau mai mult de 3 luni din cauza vizei în Ecuador, pentru că guvernul ecuadorian nu mă lăsa să stau mai mult de 3 luni. Trebuia ca această campanie să se desfășoare în 3 luni de zile. O campanie destul de rapidă, dar aveam toată convingerea că Dumnezeu va face ca această campanie să nu rămână doar așa la voia întâmplării, în ciuda faptului că încercam să atacăm o zonă albă, un câmp nou în care niciodată nu s-a mai ajuns cu Evanghelia. Pentru o campanie de succes ai nevoie de o echipă extraordinar de bună. Așa că
Deja cunoșteam foarte multe persoane și am zis fratelui pastor, am nevoie de o echipă foarte bună, așa că aș dori să-mi aleg eu echipa, pentru că persoanele cu care vreau să lucrez, vreau să fie 100% dispuse să meargă cu mine acolo și ori de câte ori am nevoie ele să fie la dispoziția mea. Și îl cunoșteam pe fratele Rodin Acuña. Fratele Rodin Acuña are în jur la 50 și ceva de ani. L-am sunat și mi-a zis, vine până la 10 seara să stăm de vorbă. Am ajuns ceva după 10, încă nu era acasă. Și când am venit, l-am întrebat, atât de mult munciți? Și mi-a spus, nu, mă trezesc la ora 5 dimineața, la ora 6 mă duc la muncă, la 5 termin munca după masă, la 6 ajung acasă și după ce mănânc, îmi fac un duș, până la ora 10, 11 mă duc și dau studii biblice. Și am spus, frate, acum am nevoie de dumneavoastră ca să veniți cu mine într-o zonă albă. Și el mi-a spus, nicio problemă, spune-mi în momentul în care vrei să începi pentru ca să pot să-mi iau concediu de la muncă. Și eu am spus, vreau să începem de duminică. După aceea, am mai stat de vorbă cu într-o familie care s-au arătat dispus să lucreze împreună cu noi, care ne-a zis, de moment nu muncim, dar venim gratis, doar să ne plătiți mâncarea și un loc de cazare acolo și noi venim să dăm studii biblice. Și mai era o persoană pe care eu cunoșteam și vreau să facă parte din această echipă, sora Isabel. Sora Isabel stătea foarte bine într-o zonă, unui oraș de 3 milioane și jumătate de locuitori și s-a hotărât într-o zi, după ce a vorbit cu soțul ei, să vândă casa destul de frumușică pe care avea, să vândă mașina pe care o are și să se mute la periferia orașului. Și când am vizitat-o, trăia într-o casă de 300 de bambu, suspendată, undeva la 2 metri, sub casa ei, tot din pereți de bambus, avea o mică școală, o clasă, pentru că era învățătoare, iar acolo dădea lecții în fiecare zi. Și eu am întrebat-o, sora Isabel, de ce v-ați mutat aici? Și mi-a spus, aici nu există prezența adventistă și eu am vrut ca aici să se predice cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este locul meu, casa mea pe care mi-am făcut-o, iar locul gol pe care îl vezi lângă casa mea, este locul pentru viitoarea biserică pe care vreau să se construiască aici. Vreau să vă spun că sora Isabel avea 6 copii, trebuia să muncească pentru ca toți copiii să mănânce, mai muncea și soțul ei, dar ea era care ducea cel mai mare venit acasă pentru că era învățătoare. Și într-un an de zile, în acea zonă, datorită studiilor biblice pe care le-a dat sora Isabel, s-au botezat 10 persoane în cartierul acesta și cu ajutorul lui Dumnezeu în 2009 am reușit să și construim o mică biserică acolo. Dar dorința noastră era acea zonă albă. Era un oraș la aproximativ 100 de kilometri, trebuia să mergem acolo, am ajuns, am intrat în contact cu autoritățile, le-am spus că dorința noastră este să începe o campanie de evangelizare. Am umplut un portbagaj de cărți, undeva la 5-6 mii de cărți, studii biblice. Și știam că prima zi și zilele în care dai cărțile sunt cele mai importante. Pentru cei din echipa mea, ei îmi spuneau, și pentru mine, o carte înseamnă un posibil studiu biblic. Adică dacă dau o carte, nu doar eu dau ca să mă scap de ea, nu doar eu bag în poștă ca să știu că am dat și eu o carte, ci invit pe acea persoană care a primit cartea să studieze Biblia. După prima zi, am dat aproape toate cărțile și am făcut un calcul împreună cu ei, între toți 6 care eram, că ni s-a mai alăturat un băiat, între toți 6 care eram, am adunat 120 de persoane dispuse să studieze Biblia. Urma 2 luni în care trebuia să mergem zi de zi la persoanele respective să studiem Biblia împreună cu ei. Sunt 20 de studii, Biblia spune, în versiunea spaniolă, la fe de Jesus, sunt 20 de studii. Nu toate persoanele puteau să studieze în aceea zi și nici noi nu puteam să dăm chiar la toate persoanele. Aveam deja o agendă făcută cu fiecare persoană în zile care puteam să mergem. Și cu foarte mult entuziasm am început să dăm studiile biblice. Atunci când încep cu entuziasm, simți o bucurie mare în suflet și parcă nu mai dorești să te oprești. Dar încet, încet apar și anumite probleme.
Știți care este studiul 6 și studiul 7 în studiile noastre pe care le dădeam? Legea și sabatul. După ce am dat studiul despre legea și sabatul, dintr-o 120, cam câte studii credeți că am mai avut? 60. După 7 studii am mai rămas cu jumătate și ne întrebam, Doamne, cu 60 să începem noi campania de evangelizare? Statisticile în Ecuador spun în felul următor. Din 10 studii biblice se botează între una și două persoane. Deja am rămas cu jumătate. Am continuat, iar studiul 14 vorbește despre botez. În momentul în care întreb pe om ce te împiedică să fii botezat, sunt câteva probleme cu care omul spune muncesc sâmbătă, șeful meu nu mă va lăsa niciodată să renunț la sâmbătă, dacă renunț la sâmbătă, renunț la muncă, voi fi dat afară. Trăim în concubinaj, nu suntem căsătoriți. Câteva lucruri destul de importante pe care oamenii veneau și îmi spuneau. Familia va râde de mine, prietenii mei vor râde de mine, iar după studiul 14, cu cât credeți că am mai rămas? Mai aveam 6 studii de dat și începea campania de evangelizare și mă gândeam, oare cu 25 vom începe campania de evangelizare? Aveam timp de studiu, de părtășie în fiecare dimineață cu frații, ne rugam. V-am zis că entuziasmul de la început, încet, încet, a mai început să scadă, dar am hotărât să nu renunțăm, am hotărât să continuăm. Aveam deja data stabilită, am găsit deja localul, un auditoriu foarte frumos. Am vorbit deja și cu persoanele care trebuiau să vină să cânte în fiecare seară. Era prima mea campanie de evangelizare într-o zonă albă, am mai ținut campanii, dar doar în biserici. Și campania trebuia să dureze 2 săptămâni. Au venit în fiecare seară mai mult de 25, dar cu a doua săptămână știam că trebuie să încep să fac apel ca oamenii să-L primească pe Dumnezeu. Iar primul meu apel a fost după o săptămână și 2 zile, a fost lunea următoare, am început duminica și aia a fost lunea următoare. Am invitat ca toți cei care doresc să țină sabatul să se ridice în picioare. Eu tremuram mai mult ca ei, nici nu vreau să mă uit. Era pentru prima dată când făceam acest lucru și mă întrebam, în timp ce făceam apelul, mă întrebam în mintea mea și cineva spunea, nu puteai să taci din gură, că oricum nu se va ridica nimeni. S-a ridicat vreo 4-5 persoane, ne-am rugat împreună cu ei. Și poate puțin dezamăgit în acea seară, i-am invitat pe toți colaboratorii mei, ne-am rugat împreună și i-am zis și dacă unul se botează, campania noastră aici nu a fost în zadar. A urmat miercuri, iar miercuri era tema despre botez. Și știam că e chemarea cea mai importantă, pentru că în sabat deja propusesem un botez. Toată ziua m-am gândit, miercuri, dacă să fac chemarea sau să nu o fac. Toată ziua am tremurat, toată ziua n-am avut liniște. Nu puteam să mă concentrez asupra studiului, în ziua aceea nu se putea vorbi cu mine. După masa m-am plimbat singur prin oraș, am ajuns cu vreo 10 minute înainte să se înceapă campania. A venit frate și m-a întrebat, tu ai mâncat ceva azi? Și am spus, n-am mâncat nimic.
Dar rugați-vă ca în această seară totul să iasă bine. Am prezentat subiectul botezului, am făcut chemarea și de data aceasta nu am chemat ca oamenii doar să se ridice, ci am chemat să vină în față. S-a ridicat primul, al doilea, al cincilea, al zecelea, al 15-lea și al 16-lea. Și au venit 16 persoane în față. M-au dat lacrimile. Pentru că Dumnezeu a arătat că credința mea este prea mică și că El poate să facă lucruri mult mai mari. Sâmbătă am avut un botez extraordinar. Iar după 6 luni am avut ocazia ca să mă întorc în același oraș, să cumpărăm un teren, să construim o biserică. Toată investiția campaniei de evangelizare pe care am ținut în acel oraș a fost 16.000 de euro. 1.000 de euro a costat fiecare suflet, între biserică, construcție, teren, cărți, biletele noastre de avion, toată investiția a fost 16.000 de euro. Crezi că a fost în zadar această investiție? Nu a fost în zadar pentru că atunci când ne punem în mâna lui Dumnezeu, nu toată sămânța cade pe drum, nu toată sămânța cade între spini, nu toată sămânța cade pe stâncă, ci există sămânță care cade în pământ bun, iar acea sămânță dă rod și dă foarte mult rod. Din 120 de studii biblice am rămas cu 16 membri în acel oraș, iar pentru mine a fost o experiență extraordinară, care m-a întărit să lucrez în continuare pentru Dumnezeu. Frații mei, o carte poate să însemne un studiu biblic. Într-o zi eram, cineva de la diviziunea sud-americană a venit în orașul în care mă aflam să dea laicilor un studiu biblic despre un seminar despre cum să dă studii biblice. Și el a luat o carte și mi-a zis, fraților, credeți că această carte poate să atragă un studiu biblic? Și foarte mulți sceptici au zis, imposibil. Și ne-a zis, ieșiți cu mine. Am ieșit cu el afară, în parcul din apropiere, s-a uitat în parc foarte bine și a ales omul, s-a dus la el, i-a oferit cartea. După ce i-a povestit despre carte, l-a întrebat, nu vrei să studiem Biblia împreună? Iar omul i-a zis, ba da. E foarte important despre modul în care intrăm în contact cu persoanele cu care dorim să studiem Biblia. Dacă cartea o punem doar în poștă, dacă cartea o dăm doar ca să ne scăpăm de ea, să nu credeți că toate studiile biblice sau toate persoanele care dau studii biblice știu să și dea studii biblice. Am întâlnit foarte multe persoane care m-au invitat și prea, nu vrei să facem o vizită la persoana la care am studiat Biblia? Și într-o seară foarte târziu am ajuns la casa unei persoane. Am început să o întreb despre lucrurile pe care ei le-a plăcut, despre studiile biblice. Iar acea persoană a început să-mi pună o mulțime de întrebări, la care eu am zis, doctrina despre care îmi vorbește această persoană și întrebările care îmi le pune nu este despre ceea ce a învățat ea. Și asta altă doctrină pe care n-am învățat-o. Și am văzut la ea pe dulap turnul de veghere. După ce am ieșit, am stat de vorbă cu frații și le-am spus ce s-a întâmplat cu această persoană. Mi-a spus, sora, această persoană a început să ia studii biblice cu noi, iar pentru că sora cu care dădea studii biblice doar dorea să dea studii biblice, dar nu știa cum să dea studii biblice, de cele mai multe ori stătea de vorbă cu ea, îi povestea despre alte lucruri, iar în timpul acesta au venit niște martori de la Jehova, au invitat-o la un alt studiu biblic și știi ce mi-a spus acea persoană la sfârșit? Nu mai veniți pe la mine pentru că mă botez la martorii lui Jehova. De ce? Pentru că atunci când am avut posibilitatea să dăm un studiu biblic, l-am făcut de mântuială, am făcut doar ca să arătăm că și noi știm. Întotdeauna când
dorești să dai o carte, când dorești să ții un studiu biblic, pregătește-te pentru acest lucru, pentru că persoana cu care vii în contact e un posibil candidat la Împărăția lui Dumnezeu. El poate să afle adevărul prin tine. Și ultima experiență pe care aș dori să vă spun, o altă persoană la care am ajuns într-o noapte foarte, foarte târziu, pentru că el ne-a zis, veniți la mine, dar eu până la 10 noaptea muncesc. Am ajuns undeva pe la 10 jumate. Orarul unui misionar nu e de la 8 la 6, da? E de la 7 câteodată, altădată până la 12, 1 noaptea. Trebuie să fii dispus la orice oră să te duci. Am ajuns la ei acasă și ei erau adunați în jurul mesei, o casă foarte, foarte sărăcăcioasă, toți pereții din trestie de bambus, jos nu aveau nici măcar beton, era pământ, foarte, foarte dezordonată. Și primul meu lucru când am intrat în casă și cum i-am văzut la masă, am zis, Doamne, să nu ne invite să mâncăm, pentru că mizeria pe care am văzut acolo, nu vreau nici cum să ne invite la masă, iar femeia foarte binevoitoare spune, nu vreți să stați la masă, iar fratele care era cu mine, ba da, cum să nu? Și acum mă gândeam eu ce fac. Am cerut ceva ce nu-mi place și ceva ce nu mănânc niciodată. Spun, aș vrea și eu o banană coaptă. Bananele macho în Ecuador sunt la ele acasă să mănânc în toate felurile, și coapte, și fripte, și pireu, și oricum doriți să le faci. Eu nu mănânc niciodată, dar de data aceea, știind că e cea mai sănătoasă mâncare pe care o puteam să mănânc acolo, am cerut o banană coaptă, am mâncat-o și după ce am mâncat, am stat de vorbă cu familia respectivă și zic, știu că dumneavoastră a studiat, Biblia spune, a studiat seminar de Apocalipsi, a studiat seminar de Daniel, pentru că ei primeau seminarii biblice de la fratele lui în fiecare săptămână și au studiat atât de mult și zic, ce v-a împiedicat să luați o decizie pentru a vă boteza? Și știți ce mi-a spus? Pe mine nimeni nu m-a întrebat dacă vreau vreodată să mă botez. Eu am crezut că fratele meu nu mă întreabă pentru că nu vrea să mă duc cu el la biserică. L-am întrebat, cunoașteți? Zice, frate, am asistat, au venit la mine cu atâtea seminarii, cunosc toată doctrina. Și nu numai eu, cunoaște și soția mea și copilul lui mai mare care avea în jur la 15 ani și după ce pleacă el, vine și soacră mea la noi și ea cunoaște tot adevărul. Și zic, vă împiedică ceva să vă botezați? Zice, nu ne împiedică nimic, vrem să ne botezăm. De foarte multe ori se pierd suflete pentru că nu știm să intrăm în contact cu ele. Nu știm să le invităm, nu știm să venim și să le întâmpinăm nevoilor pe care el le are. Domnul să ne ajute ca prin experiențele pe care le-ați auzit în această dupămasă să deschidă atât în noi cât și dumneavoastră acest spirit misionar pe care a trebuit să-l avem ca și Biserica Adventistă și această Evanghelie pe care noi am primit-o să poată avea și alții. Amin. Mai vreme bună
Serviciul divin din această după-amiază cu imnul Dorul meu neîncetat, numărul 440. Și Dumnezeul nostru care tronă sus pe norii cerului, sfințească-se numele Tău. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru programul din această după-amiază, îți mulțumim pentru acest sabat minunat, îți mulțumim pentru lucrarea Ta pe care o faci în inimile noastre. Ajută-ne să fim lucrători buni în via Ta și Te rugăm, Părinte scump, ca coroanele care le-ai pregătit pentru noi să fie lucrate cu sudoarea frunților noastre. Te rugăm, ajută-ne ca să fim prezenți acolo sus în cerul împreună cu familiile noastre și ajută-ne, Tată, ca să fim un exemplu bun pentru cei dragi nouă, pentru cei din afară, pentru colegii noștri și prietenii noștri, dar și pentru persoanele cu care vom veni în contact de acum încolo. Ajută-ne să ducem cuvântul Tău și ajută-ne ca sămânța să cadă într-un pământ bun, să fie stropită de Duhul Tău cel Sfânt și la momentul oportun să dea rod. Ne predăm viețile în mâinile Tale de acum în continuare și Te rugăm ca în săptămâna care vom intra Tu să lucrezi la viețile noastre și să ne conduci pașii, Tată. Te rugăm toate acestea și să aducem mulțumiri în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.